Rosea, Doamne, incredibil brezina asta cu Dumnezeu, sunt fibra asta de sticlă. Nu mai curge, dăm drumul, curge apa. Perfect. Vedem și așa. Perfect. Salutare, prieteni, în vlogul de astăzi ne apucăm de, aici, de dușul nostru. Am fost foarte indecis, nu știam exact să-l facem cu fibră de sticlă, să-l facem cu mozaic, tot așa din o fibră de sticlă, ceva de genul. Și nu știam exact cum să-l facem, așa că am ales un mozaic. Nu l-am găsit noi exact pe ăla care l-am vrut noi, pentru că trebuia să îl comandăm și ne ajungea în cam o lună, iar noi în următoarele, ce, 10 zile, 7, 9 zile, o săptămână, trebuie să plecăm. Și mai avem de făcut, mai avem dușul de făcut, mai avem în spate. Aici am montat asta la chiuvetă, dar mai este, trebuie să-i pun și partea asta aici, mai este de făcut. Așa că trebuie să accelerăm timpul, trebuie să accelerăm lucrările. Și nici nu prea am timp să-și filmez cum aș vrea, dar încerc să le fac pe toate. Haideți să mergem la mașină, să descărcăm materialele și să ne apucăm de treabă. Acum o să începem să dăm prima mână cu ăsta. Îl dăm pe fundul dușului, peste tot pe aici, să vedem cam cum o să ne iasă. Am încercat să filmez aici, n-am reușit. Mirosea, Doamne, incredibil pasta din brezina asta cu Dumnezeu, sunt fibra asta de sticlă. Ne-am pus și masca așa, n-ai cum, frate, acum, nu, da, uite, nu se mai simte, s-a aerisit. Băi, dacă îmi dai, mamă, e belea. Și am mai luat o cutie să-i mai dau o mână, că mi-au mai rămas imperfecțiuni pe aici, pe aici, pe aici. Vreau să-i mai dau o mână ca să fie totul ok. Am scos și ușa ca să aerisească mai ca lumea. Da, cu asta spuse, prieteni, haide să-i mai dăm și a doua mână și gata. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Bun, și aici pentru duș, eu mi-am luat măsurile și să fiu sigur că nu greșesc. Mi-am luat o bucată de carton și am făcut o, hai să o numim, o fel de machetă, pac, pac, partea asta. Bucata asta de carton a fost această bucată de carton. Am luat-o frumos, toate colțurile exact cum trebuie. Ok, și acum să începem să desenăm, să luăm măsurile exact pe blatul nostru de duș, să-l numim așa, și după care să-l tăiem. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing.
sure you got heart. Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work. Între timp am fost de mi-am cumpărat și scurgerea. Este asta și mi-am cumpărat și chestia asta ca să dau gaură sub van pentru scurgere. Să vedem exact ce și cum. Da, cam asta este. Asta a trebuit să-mi vină jos acolo. Cam așa o să vadă un dușuleț. Aici ne-am montat dușul, am aruncat o sticlă de apă să văd dacă se duce, coboară apa frumos. După cum vedeți, mai rămas picăturile astea. Totul este ok. Aici, perfect. Vedem și așa. Perfect. Vedem și aici. Perfect. Și s-o punem și așa. La fel. Perfect. Da, am făcut scurgerea tot. Aici. Așa. Bun, ne apucăm cu mozaicul în partea asta aici. Vedem cum iese. Eu zic că o să iasă super dușulețul nostru. Oh,
Aici am pus această perdeluță, să o numim așa. De ce? Când ne facem duș, să nu ne vină apa în partea asta vanului, să nu se ude ușa, că na, o să se umfle, nu este ușă de duș și na, așa mai departe. Aici avem ăsta de duș al nostru. Noi am ales să ne cumpărăm un suport de ăsta expre pentru duș, pentru că nu cântărea mult și no, am ales ăsta. După care cumpărat asta, totul am luat de pe Amazon și cam așa se prezintă dușul nostru. Ăsta este mozaicul cu desenul ăsta. Au mai ieșit niște mici imperfecțiuni pe aici, pe acolo, pentru că na, ne fiind peretele foarte drept, na, au mai ieșit unele imperfecțiuni. Bine, pe noi nu ne deranjează acum, nu neapărat am vrut să fie totul perfect la dungă, pentru că a trebuit să-l modelăm după dușul ăsta al nostru. Totul am făcut smart pe el. Două secunde, îți deschid tableta. Totul de pe tabletă, de exemplu, pompa de apă, dacă apăsăm acum, acum este oprită, deci, nu știu, un drum, când, în timp ce mergem, dacă îi dăm drumul, nu o să ne curgă apa. Acum a mai curs un pic ce a fost, ce era pe țeavă în presiune și s-a oprit. Ca să meargă din nou, va trebui să, pap, să-i dăm drumul de aici și a plecat. Nu, o închidem, la fel nu mai curge, dăm drumul, curge apa și opresc de aici, la fel nu mai îmi pleacă. Acum lumina din baie, la fel am ales de aici, pac, frumos, se deschide din tabletă. Cam atât, prieteni, în vlogul de astăzi. No, ați văzut pas cu pas cum am făcut noi dușul. Sunt convins că se putea face și mai bine. Sunt convins că sunt multe și multe metode de a face un duș într-o autorulotă. Noi am ales modelul ăsta. Acum nu știu dacă e cel mai bun, cel mai eficient, cel mai nașpa și așa mai departe. Nu știu, o să rămână de văzut. Ce-i cert e că noi am ales metoda asta pentru că asta ni s-a părut nouă cea mai repede de făcut în momentul ăsta. Restul metodelor trebuia să așteptăm câteva săptămâni până ne ajungeau materialele și așa mai departe. Așa că ne-am grăbit și l-am făcut pe ăsta. Dacă nu ne place, avem oricând timpul să îl schimbăm. Și așa avem de gând pe aici, prin autorulotă, să facem foarte mari schimbări, pentru că nu prea ne place exact lambriul ăsta peste tot, numai lemnul ăsta, nu știu, nu prea. O să-l schimbăm după ce o să ne întoarcem din vacanță. Prieteni, o mare îmbrățișare din partea noastră, Mădălinii, cum v-am obișnuit. Dacă v-a plăcut acest vlog sau dacă vă plac aceste vloguri, acest tip de material, un like, un subscribe, prieteni. Vă mulțumim că ați urmărit acest clip, vlog, numiți-l cum doriți voi, până la final. O mare îmbrățișare din partea noastră, iar până data viitoare, prieteni, numai bine! Vă salutăm! Pa, pa!